Din cauza problemelor la gazon, UEFA a interzis clubului Astra Giurgiu să dispute meciul cu cei de la Austria-Viena pe teren propriu. Meciul este programat în data de 15 septembrie pe Național Arena. După această decizie, oficialii clubului au luat hotărârea de a reface complet suprafața de joc. În meciurile din Liga 1, clubul Astra va disputa la Cluj meciul cu Gazmetan metan mediaș de luni, varianta fiind aleasă pentru a asigura jucătorilor o deplasare mai ușoară în perspectiva jocului cu ASEA Târgu Mureș din etapa intermediară. Astra Giurgiu va reveni pe stadionul Marina Nastra Stasovici din Giurgiu, în meciul contra celor de la CSMS Iași, când se preconizează ca suprafața de joc să fie complet refăcută. Dacă terenul se va prezenta în condiții bune, la Giurgiu, unde stadionul este omologat de UEFA, forul internațional poate decide ca giurgiuvenii să joace și celelalte partide din grupele Europa League.